care umblă travesti cu tampax, nu ți-e mă rușine, mă, du-te mă, fă schimbare de sex, măi. Auziți, dar nu e. Dacă vrei să fii fetiță, ai glume tu cu mine, bă, ui. Pui dumă ce ești, nu ți-e rușine, da, obrazului. Tatăl. Au ajuns infractorii să facă bășcălie de patrioții acestei țări. Domnul din tatăl lui Șerban nu era dumneavoastră în partid? Păi dar se încertați la cuțite. Era, da, nu mai știu pe unde, dar nici cu tasul nu vorbește. E o treabă ce nu s-a pomenit huidul ăsta. Nu știu că nu vorbește. Când despre handicapatul ăla de găinușe. De ce ziceți handicapat? Păi dar nu te ești cum arată, domn. De ce nu e omul intelectual, are ochelari? Ele, dacă el e intelectual, Mircea Elia de tot cu ochelari, ce era, băi, fratele? Hai mă, că nici, nu e nici tu sănătos, băi. Dacă el are ochelari, te mi scot automat, domn. Păi da, asta vreau să zic. Aveți. Hai, nu putem lua o pauză? Ba, nu, nu vreau pauză. Să dau drumul, păi, la pagina întâi, la ziarul meu tricolor. Bun, stați puțin. Cum adică faceți ziarul acum? Da. Nu să fac. Băgeți la direct dacă, dacă tot. Da, da. Sunteți, văd, în formă maximă astăzi. Dar serios, mi-am înghețat picioarele aici. Bine, nu, nu, da, după pauză o să-mi permiteți, da, nu știu de ce doamnelor, le prezint scuze și le cer iertare, dacă îmi permit să-mi scot sacou. După pauză, da? Da, da, e, da, foarte, da, cald. Nu, da, uite, vă arăt. Cu ziarul, ca să eu am două publicații, da, nu le fac pe toate, că n-am timp. Da. Dar deci cum o să arate pagina întâi din ziarul meu tricolorul? Da, către camera cea. Ia uite ce tare. Foarte tare. Ia uite pe cei pe care îi percepe. Dați acum bunul pe care îi percepe Băsescu drept dușman personal. A, și pe ăștia v-a scos pe toți. Vadim, da? Păunescu, Norica Nicolai, Tărăcilă, Tărăcilă, Răzvan, da, Todorescu, Șerban, Radu Stroie, Șerban Nicolae, Paul Păcuraru, fiul lui Sorin Roșcasănescu, Gheorghe Funar, Marius Marinescu, l-am uitat pe Florin. L-am uitat pe Florin. Și Mitică Dragomir. Și pe Florin nu l-a spus că. Nu, l-am uitat. Să-l puneți și pe el acum la ediția a doua. Da. Deci, da, ce înseamnă că faceți ziarul? Adică dați telefon că e ok? Nu, sau să nu fie greșel de litere. Greșel de titlu în sensul ăsta. Nu. Vorbește cu domnul general în timpul ăsta. Nu, vreau să vedem fragmentul următor, că am rămas datorii publicului. Cu Traian Băsescu, că a zis niște lucruri importante. Păi poate vorbi cineva după mine, nu? Păi ăsta are față să, care se uită ca găina la lemne, nu? Cum Dumnezeu se vorbește Băsescu după ce mine? Câte clase ai Băsescu? Dumnezeu ați văzut de ce este votat în primul rând Traian Băsescu? Nu votează nimeni, domn. Dumnezeu, lăsați că-l votează. El crede că va mai avea un al doilea mandat, dar îl termin pe primul, Traian? Da, dumneavoastră candidat. Ai întrebat-o pe mămițică, apropo de maică sa, mi-a zis cineva de Constanța. Ce dacă, cu mama? Domne, dacă cineva, dacă cineva întinde mâna după băutura, după sticla de băutura lui Băsescu, fratisul să fie, maică sa, îi dă peste mână, domn. Cine îi dă peste mână? Băsescu. Păi n-are nimeni voie să ia sticla de băutură. Dar nu trăiește cu ei în Constanța, în familie. Au avut și momente când au fost împreună, da. Hai să vedem acest încă scurt fragment cu Traian Băsescu, să vedeți lucrurile importante pe care a zis și, pe urmă, domnul Vadim Tudor o să vă spună formula noului guvern, că a aflat toate, da, toate amănuntele. Revenim, vă spun multe în după ce asta, vedem, da, foarte multe ne spune domnul Vadim și vedem și cum se face un ziar în direct, ziarul Tricolor. Mm. Vedem acum pe Traian Băsescu. În câteva momente o să-i vedeți, vorbim și pe Emil Boc, Radu Berceanu, Mircea Gioană, Miron Mitre, Adrian Năstase și Marian Vanghelie despre cele întâmplate astăzi, adică rezultatele oficiale anunțate de Biroul Electoral Central. Așa cum v-a zis domnul Vadim Tudor, n-a intrat PRM-ul și PNG-ul, deși mai spăreau. Dar vom intra în curând. Vom intra că vor mai fi alegeri la începutul anului viitor. Haideți să vedeți primul discurs al lui Traian Băsescu. Reamintesc, o să vedeți și în final ce se întâmplă. Traian Băsescu spune că moral au câștigat alegerile PSD-iștii, dar constituțional, ceea ce contează, le-a câștigat PDL-ul, care are 3 mandate oficiale oficial și 14 mandate, fiindcă domnul Băsescu nu mai pune Partidul Conservator la socoteală și zice că PDL-ul a obținut mai multe mandate decât PSD-ul. Prin urmare, noul premier va fi de la PDL. Haideți să-l vedeți pe Traian Băsescu vorbind și pe urmă ne întoarcem cu Vadim Tudor. Ai auzit cancanul de mine? Citește cine este cântăreața care a fost pozată goală într-un salon de masaj erotic din București și vezi fotografii incredibile cu aceasta. Mai află ce cunoscut actor a fost dat în judecată de fosta soție pentru o casă în buricul capitalei și un teren pe malul mării. Restul e cancan. E o parte din tine. De acum îl poți păstra. Portabilitatea. Același număr, indiferent de operator. Detalii pe www.portabilitate.ro. Fiat Grande Punto, 4.990 euro. Fiat Bravo, 6.025 euro. Fiat Linea, 5.500 euro. Fiat Sedici, 6.800 euro. Yeah!
acum toate cele 10 modele din gama Fiat sunt mai aproape de tine ca oricând. Cu super oferta Fiat 50 plătești jumătate și primești totul acum. Vino, profită de super oferta Fiat 50 și ai Fiatul tău cu 5 ani garanție. Te-ai pregătit de sărbători? Acum e ușor să ai ce-ți dorești. Sună gratuit la Provident pentru un împrumut rapid. 0800 800 500. Reprezentantul Provident vine direct la tine acasă, iar banii îi primești rapid și fără bătăi de cap. Bani în 48 de ore direct la tine acasă. Sună gratuit la 0800 800 500 sau trimite un SMS cu textul CREDIT la 1805 și te sunăm noi. Reducere mare cât TVA-ul pentru modelele Chevrolet, Aveo, la setii Epica și Captiva. Carrefour îți garantează prețuri imbatabile pentru toate jucăriile din magazinele sale. Dacă găsiți în altă parte jucăriile mai ieftin, vă rambursăm de 10 ori diferența. Carrefour vă urează sărbători fericite! A apărut noul număr al revistei Ciao. Citește în exclusivitate stenogramele convorbirilor telefonice ale lui Ștefan Bănică Junior când acesta făcea combinații cu mafia din București. Ciao, cea mai tare revistă de paparazzi din România. Numărul tău de telefon e o parte din tine. De acum îl poți păstra. Portabilitatea. Același număr, indiferent de operator. Detalii pe www.portabilitate.ro. Sunt Adriana Antoni și vă recomand din toată inima fionele Yonkang. Fionele Yonkang conțin Royal Jelly, Ginseng și Ginkgo Biloba. De când am descoperit fionele Yonkang, sunt mereu în formă. Acesta este un supliment nutritiv. Citiți cu atenție prospectul. Agenți de bază, monitorizare, intervenție rapidă. Transport valori. Bodyguard. Revolt Security. Competență prin prevenire. Doamne, ce chef am să beau, să mă amețesc cu prietenii, să stau și să chefuiesc la terasa, Doamne. Oare mai există un loc unde să te simți bine ca la mama acasă, cu mâncare tradițional românească? Oare mai există un loc în care să te simți bine cu muzică lăutărească și dansuri ale noastre? Uite că există! Restaurant Terasa Doamne vă invită să petreceți clipe de neuitat într-o atmosferă autentic românească, cu un bogat sortiment culinar unde cântecul și voia bună sunt garantate de maestrii folclorului și scenei românești. Rezervări la telefon 312-0924 0723 605-438. Idan Carvo oferă lenjerii de pat, fețe de masă, articole textile de uz gospodăresc din bumbac de calitate superioară, marca Trainica. Ofertă specială pentru marile rețele de magazine, hoteluri și restaurante. Trainica, marcă românească de tradiție și calitate. Mai tari automobile. Petreceți Revelionul cu Romantic Travel. Călătorește și descoperă orașele europene cu autocarul. Preț de la 40 de euro pe zi. Călătorește cu stil. Sejur cu avionul. Preț de la 90 de euro pe zi. Schiază în Austria de la 35 de euro pe zi. Ultimele locuri la cele mai bune prețuri. Paris, Praga, Amsterdam, Londra, Budapesta, Cipru sau Israel. În atenția DNA, Alstom, jefuitorul statului, încearcă prelungirea contractului cu Metrorex. Revelioane în toată lumea. Înscrieri pe omniaturism.ro.
D-Rantler reface tegumentul traumatizat. D-Rantler este benefic în suferințele articulare. D-Rantler fortifică mușchii și crește performanțele fizice. D-Rantler menține calciul în oase și dinți. D-Rantler te ajută să ai un corp sănătos. D-Rantler, biosursă naturală de minerale. Acesta este un supliment nutritiv. Citiți cu atenție prospectul. D-Rantler face parte din gama Yonkang. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Acest lucru decredibilizează din capul locului nu numai sistemul propus, nu mai menționez de cine, nu numai sistemul este decredibilizat, ci chiar parlamentarul. Mă întreb cum se va duce un parlamentar care a fost pe locul 3 și a obținut o brumă de voturi într-un colegiu între blocuri în București. Când acei oameni știu că au dat 10-11 mii de voturi unui alt candidat, iar domniei sale i-au dat doar 2000 de voturi, 2700. Cât de credibil va fi acel candidat? De aceea consider că artizanii acestei legi, care, repet, reprezintă un pas înainte față de sistemul de liste, au acum ocazia să recunoască erorile pe care le-au făcut. Sigur, toată această construcție a fost în favoarea unui partid, și asta se vede din diferența dintre locurile întâi obținute de partide și numărul de mandate. Dar aici avem obligația ca o lege care are un fond bun, dă posibilitatea alegătorilor să-și cunoască parlamentarul și îl obligă pe parlamentar să fie în contact permanent cu cetățenii din colegiu, deci acesta este fondul bun, legea trebuie urgent modificată. Ori se merge pe varianta alegerii uninominale într-un singur tur și câștigătorul din colegiu primește mandatul, așa cum este corect, ori se merge pe o variantă care permite o expresie mai profundă a voinței electoratului dintr-un colegiu, și anume cea pentru care eu am chemat românii la referendum, varianta votului uninominal în două tururi. Inechitățile din această lege pot pune sub semnul întrebării chiar corectitudinea sistemului electoral. Deci, atenție, nu corectitudinea desfășurării alegerilor, ci corectitudinea sistemului pe fondul lui. N-aș vrea să dau alte exemple ca cel în care un deputat iese cu 53 de voturi, după care declară că el n-a vrut, dar l-a pus cineva pe listă și a ieșit fără să vrea, sau nu mai vorbim de acel în care asta e o chestiune așa de Guinness Book sau nici nu știu de ce, de comici vestiți ai ecranului, în care un domn cu dosar penal câștigă în fața ministrului justiției. Este bun, dar asta nu e o deficiență a legii, este o întâmplare care, dacă n-ar fi tristă, ar putea fi și amuzantă. Deci, în mod categoric, concluzia mea, după ce felicit categoric pe cei care au fost aleși, este că legea este un pas înainte, dar și-a arătat deficiențe care nu au nimic comun cu democrația, ci doar cu un aranjament prin care niște oameni și niște partide să fie favorizați de sistemul electoral introdus. Vreau să vă spun că 3 din 4 partide au obținut mult mai puține mandate decât locuri întâi obținute. 3 din 4. Este unul singur care a obținut 40 de mandate mai mult decât locurile întâi obținute.
nu vreau să se constituie în interpretarea unui atac, ci într-o constatare. Este o constatare și sistemul electoral la noi trebuie îmbunătățit. Repet, nu modificat pe fond, ne trebuie votul unui nominal, dar trebuie îmbunătățit. În ceea ce privește obiectivul pe care îl am în cadrul consultărilor cu partidele politice, în primul rând doresc să aflu de la partide viziunea lor asupra formării noului cabinet într-un moment destul de dificil, în momentul în care se prefigurează o creștere în intensitate a efectelor crizei globale în economia românească. Opinia mea este că în momentul de față prioritatea zero este legată de interesul național. Iar interesul național este un guvern care, pe de o parte, să respecte voința electoratului, iar pe de altă parte să fie suficient de puternic prin sprijinul din Parlament, în așa fel încât să poată să treacă legislația necesară diminuării efectelor crizei globale asupra României, asupra locurilor de muncă, asupra funcționării economiei și sistemului bancar. Îmi permit să fac o apreciere care este de ordin personal. Se pare că foarte mulți domni care se perindă pe la televiziuni au uitat de criză și prioritatea lor este să vadă abordările președintelui în raport cu alegerile prezidențiale. Este cel puțin o copilărie, probabil se adresează altui tip de român și nu președintelui României. Președintele României are obligația să servească, în primul rând, interesul național prin respectul pentru vot și prin găsirea unei soluții care să permită o guvernare eficientă. Prioritatea mea nu este legată de un eventual al doilea mandat, ci este legată de intenția de a da un guvern care să întrunească cele două condiții. Să respect. O să vedeți ce a urmat după această frază. Acum o să-i dau din nou cuvântul domnului Corneliu Vadim Tudor, aflat aici în studio. Deci zice președintele Băsescu, domnul Vadim, că el nu e interesat de un nou mandat neapărat. El vrea să facă bine țării, poporului. El face acum vrea să facă un guvern foarte bun. Mai, domnul Diaconescu, cea mai mare rușine din istoria modernă a României este faptul că americanii l-au luat pe un marinar de la pensie și l-au făcut șef al statului român. Asta numai de spaimă să nu ajung eu iar în final alegerilor prezidențiale, să nu mai treacă iar glonțul pe la ureche și să nu le zădărnicesc planurile. Pentru că situația este asta. Din 2000 până în 2008, dar mai cu seamă în ultimii 2-3 ani, eu și cu PRM am împiedicat desăvârșirea jafului din această țară. Datorită nouă nu s-a dat străinilor cecul. Cecul, singura bancă populară care a mai rămas românilor, veche de 102 ani. Chipurile ar fi trebuit să fie privatizate cu o bancă din Ungaria. De fapt, tot evrei. Că aici e problema. Toate drumurile duc la finanța mondială, care a provocat criza din America, așa, și caută debușee. Caută să se salveze prin republicile bananiere. Datorită mie și PRM-ului nu s-a măritat fabrica de antibiotice Iași.
datorită mie și PRM-ului nu s-a măritat Spitalul Fundeni. Tot după niște afaceriști evrei, care nu aveau ei grijă de spital. Treaba era, miza principală, erau cele 32 de hectare, suprafața pe care se întinde marea uzină de sănătate și, din păcate, uneori de moarte. Acolo mi-au murit și mama și fratele mijlociu. Dar asta este situația. Au fost salvate mai multe vieți decât pierdute acolo. Este spitalul numărul 1 al României. Îl dădeau și pe ăla, îl culcau la pământ. Făceau o zonă rezidențială, hoteluri. Datorită mie și PRM-ului, nu s-a jefuit uriașul zăcământ de aur și de argint de la Roșia Montană. Sunt 800 de tone de aur, nu 200, cum se minte, și peste 2000 de tone de argint. Gold Corporation, ce să spun, ce canadieni, tot evrei sunt. Încă o dată spun cu mâna pe Biblie, n-am nimic împotriva evreilor, am un mare respect față de poporul evreu, dar nu se poate să ne confunde cineva chiar în halul ăsta, nu se poate să îi să ia săracului, cum se spune într-o romanță, nu mai știu minte, să iei orbului vioara sau ceva de genul ăsta. Nu se poate să ne ia și ultima brumă de agoniseală, domn. Chiar așa, pământul le-au luat de ordinul 100.000 de hectare. Mergeți în zona Bran, Moeciu. Numai ei, numai ei, sunt peste tot. Clădirile cele mai înalte, de 25-30 de etaje din București, astea făcute recent, sunt tot ale lor. O să ne dea afară din țară, pentru că nu prea mai au loc de stat acolo cu atâtea atentate, cu atâta terorism. Îi înțeleg și pe ei, dar aia e patria lor și asta e patria noastră. Eu le-am stricat aceste socoteli. Și marea lovitură pe care vor să o dea este exploatarea industriei Holocaustului. Căutați pe internet sau prin biblioteci sau librării o carte intitulată chiar așa, Industria Holocaustului, de Norman Finkelstein, un autor evreu, cinstit și bine informat. El însuși se întoarce împotriva unor profitori de neamul lui și le spune, domne, opriți-vă, domne, e suferința înaintașilor noștri. De ce stoarceți bani de aici? Asta încearcă să facă la noi în țară, prin minciuna nerușinată a acestui Radu Ioanic, a acestui Eli Wiesel, pasăre de pradă, de altfel Wiesel înseamnă nevăstuică în traducere, și a altora ca ei, că în România ar fi fost Holocaust și că noi am fi omorât 400.000 de evrei. Dar spuneți-mi și voi, au fost lagăre de exterminare la noi? Au plecat trenuri ale morții din teritoriile aflate sub autoritatea românească spre Birkenau, spre Auschwitz, că eu am fost la Auschwitz în pelerinaj, am fost și la Buchenwald, nici pomeneala de așa ceva. Au plecat numai de pe teritoriile care erau conduse de Germania hitleristă și de Ungaria ortistă. Exact. Am tot respectul față de poporul evreu, a suferit îngrozitor, dar când stingherește foarte tare propaganda asta bestială și mă face să țin capul în pământ ca un popor de criminal, am o reacție de demnitate foarte severă. Lăsați poporul român în pace. Poporul român va apărat, nu e un popor de criminal. Fondul problemei care e, domnul Diaconescu? Banii, domn. Știți cât vor să ceară de spăgubiri? Nu prea mult, vreo 50 de miliarde de euro. Pentru cei chipurile 400.000 de evrei omorâți de români. Românii apărându-i pe evrei. Cum zice și mare lider al evreilor, Wilhelm Filderman. Cum zic atâția alți oameni cu frica lui Dumnezeu. Păi totul se reduce la bani, domn. Întâi ne pun la zid că suntem criminali de război și pormă, da, vai ceas, da, vai palton, păi da, dați banii. Și dumneavoastră mi-ați făcut statuie acelui lider. Da, i-am făcut pentru că merita, dar nu confunda planurile. Nu confund, dar... Păi dar nu, domne, stai, domne, domne... Unii oameni să vă fi iubit, țineți minte, la începutul anului 90, tocmai pentru această atitudine a dumneavoastră, mă rog, pe urmă interzisă de lege.
Care? Împotriva evreilor. Se spunea că sunteți dumneavoastră împotriva evreilor. Nu, domne, cine spunea, domnule, să se dovedească, domnule. Păi noi avem evrei. Nu sunt, domne, împotriva niciun evrei, dar nu vorbim limba română. De acord, păi s-a și dovedit că ați făcut statuia aceea. Dar pe urmă, oamenii poate s-au supra pe dumneavoastră și a zis, ia uite, Vadim, acum ne-a trădat. Cei care în capul lor... În ei sunt supărați că nu sunt slugă, nu sunt yes-men, nu cad în genunchi, nu zic, da, aveți dreptate, da. 400 de mii, nu, domne, 4 milioane am omorât. Cât vreți să cereți la români? 50 de miliarde de euro? Nu, domne, e puțin, 200 de miliarde de euro. Asta vor să facă din unii lideri ai românilor. Și eu am zis, nu, domne, ia lăsați-mă în pace cu prostiile voastre, domne. Ia duceți și cereți de la englezi. Pe englezii sunt implicați cu adevărat în Holocaust. Dar nu îndrăznesc să le ceară la englezi. Dar regretați acum că în ultimii 18 ani ați avut atitudinea asta oșilantă, să zicem, nu, față de evrei? Nu, nu. Adică că ba îi lăudați, ba îi criticați? Nu, domnul Diaconescu, dar ești inginer. Da. Aproape intelectual. Da, cum să zice? Să mă ierte inginerii, ei știu că îi iubesc, că îi respect și chiar mereu citez o frază, un dialog între Nicolae Iorga și Ionelice Brătianu, care era prim-ministru pe atunci. Și Iorga l-a întrebat, în definitiv, ce poate să învețe un istoric ca mine de la un inginer ca dumneata, domnule Brătianu? Și Brătianu a răspuns, măsura, domnule profesor, măsura. Deci ce vreau să spun? Nu, nu, nu știi problemele astea istorice. Nu, eu spun, nu e deloc atitudine oscilantă. Am un mare respect față de poporul Bibliei. Iată, umblă aici cu Noul Testament, da, care e scris de evrei, în totalitate, da? Cei 12 apostoli al lui Iisus au fost... evrei, dar din păcate ei îl moștenesc numai pe Iuda. Mm-hmm. Pe cei care au cu adevărat se creștin, i-au trecut la index. Și aici sunt psalmii, și aici sunt pildele lui Solomon. Deci iubesc poporul evreu, îi datorez enorm pentru că a dăruit umanității. Cartea Sfântă, prima carte a omenirii, care este Biblia, dar una e una, alta e alta. Nu-mi plac hoții. Dacă eu mă leg de Jacques Beraru și de Shimon Nahor, înseamnă că sunt împotriva evreilor? Nu, nu, nu. Dar vreau să caut o explicație, că erați la aproape 40% acum câțiva ani, da, și astăzi sunteți la 3% și vreau să văd de ce. Sociologii vorbim. Deranjezi foarte tare, domnule. Trebuie eliminate forțele naționale din fiecare țară, domn. Din estul Europei în special. Le strică niște socoteli. Deci n-am nicio atitudine oscilantă. Sunt categoric împotriva mafiei. Că e română, că e israeliană, că e arabă, că e chineză, să lase țara românească să respire. Îi iubesc pe românii mei. I-am ridicat statuie lui Ița Grabin pentru că a fost un erou al păcii. Dar vreau să spun o chestiune. Cine l-a omorât, domnule, pe Ița Grabin? Un membru al Partidului România Mare? Vadim Tudor? Un evreu, domn. Igal Amir. Da? Ei, eu cu ăla am ce am. Ăla e un bandit. Înțelegi ce spun eu? Eu iubesc partea bună din poporul evreu, reprezentată de acest erou, un martir al păcii, care a fost Ița Grabin. Pe urmă, acum vorbim de Traian Băsescu, să vă citesc mai târziu și mesajele oamenilor. Oamenii spun că acum un an vă auzeau lăudându-l pe Traian Băsescu. Nu. Ca în seara asta să vă audă... Nu, domne, nu, mie nu mi-a plăcut. Mie nu mi-a plăcut că au dorit unii să se folosească de mine pentru a le crea un culoar să ia puterea. Acum 2 ani a venit Dan Voiculescu la mine în birou la Senat să-mi propună să fiu candidatul lor unic pentru funcția prezidențială, pentru că numai eu îl pot bate pe Traian Băsescu. Uh-huh. Și i-am spus, domne, adică ce aș fi eu, un berbece, să vă fac o pârtie, să veniți voi la putere, cum s-a întâmplat când l-am dat noi jos pe Emil Constantinescu să vină pentru a treia oară total ilegal Ion Iliescu. Zic, nu sunt un alta nimănui, nu l-am lăudat pe Traian Băsescu, însă acum mă simt dator să-l pun cu botul pe labe. Acum e un dușman declarat al poporului român. A băgat pe ungurii șovinii în Parlament și a eliminat prin fraudă ultima redută împotriva șovinismului și iredentismului ungresc. Ăsta e fondul problemei. Cum explică el că intră ungurii și în Parlamentul European și în Parlamentul României, dar nu intră Partidul România Mare? Păi, acum ce drepte pentru prima oară când de mereu e fără dumneavoastră în Parlament. Dar dacă ei merită, au venit la vot și au votat în neștire ungurii și au votat de s-a mereu. S-a furat îngrozitor. S-a furat cu bani. Sunt la guvernare. Nu i-a controlat nimeni în așa zisa secuime. Au aruncat în urne ce au vrut ei, cât au vrut. Haideți să mai... Uite, înainte de a-i da cuvântul unui alt invitat al nostru, profesorul de matematică și consilier de sector, de la sectorul 6 al Partidului România Mare,
domnul Adrian Popescu aici și care vine cu liste suplimentare cu dovezi ale fraudelor, care cult pe bandă rulantă. Ies la iveală, deși ele sunt ținute sub capac. Ia uite cum avertizam eu cu privire la frauda care se pune la cale, domnul Dan Diaconescu. Ia uite, 14 martie 2008, conferința de presă PRM, 14 martie 2008. Am luat act fără nicio surprindere de nerușinarea Curții Constituționale de a respinge contestația introdusă de 26 de senatori împotriva aberantei legi a votului uninominal. Deschid o paranteză, lași un handicapat cu figura aia, cu bărbuța aia rară, Cristian Pârvulescu, agent Soros, plătit de Soros și cu nevastă care e funcționar înalt guvernamental, cu 1000 de euro pe lună. Lasă să facă o lege de genul ăsta, să dea peste cap, da, tot ce înseamnă. De ce ziceți handicapat? Păi dar nu e normal. Păi da, uite-te la el, că nu poate să zic o frază până la capăt, domn. Ăștia-s profesor universitar. Păi dacă Pârțulescu ăsta e profesor universitar, Nicolae Iorga, e o greșeală de tipar, vă rog să mă iertați. Nicolae Iorga, ce mai era, domnule, dacă ăsta este profesor universitar? Dar nu mai avem măsura și proporția lucrurilor. Domnule Vadim, este analist politic. Asta e analist politic. Era să zic un lanțul de cuvinte cu analistul, dar să zic cu politic. Analist paralitic. Deci mă las secundă. Dar mereu te bați sigur în seamă. De ce? Unde vrei să ajungi? Deci de a respinge contestația introdusă de 26 de senatori împotriva aberantei legi a votului uninominal. Noi, cei de la PRM, dar și foarte mulți reprezentanți ai presei, știam de marți că așa zisa deliberare de miercuri va fi o mascaradă, ca un meci trucat cu rezultatul cunoscut dinainte. Deschid o paranteză, rușine Curții Constituționale, rușine Curții de Apel București, rușine Biroul Electoral Central, toți sunt infractori, toți parcă au făcut pe ei de frica lui Băsescu. Cu ce va aresta mă la mână? Cu dosare, cu amante, cu mită, cu șpagă, cu beții. Nu vă e rușine obrazului să transformați România într-un stat mafion? Asta ați făcut voi de la Curtea Constituțională, unde e cimitirul elefanților și 90% din ei sunt niște bețivani, de la Curtea de Apel și de la Biroul Electoral Central. Cum să fie bețivani? Dar chiar dumneavoastră aveți acum pe proces la ei? Dar nu-și mai face nimeni nicio... Contestarea alegerilor, nu? Cine-și mai face vreo iluzie, domn? A, păi nu vezi că totul era previzibil, respingeau pe bandă rulantă tot, domn. În pofida tuturor evidențelor, li s-a arătat, domnule, s-a încălcat legea, grav. A, nu contează. Facem sesizarea, facem acum câteva zile, marți, sesizare la Biroul Electoral Central să anuleze cele 700.000 de buletine nule și albe. De fapt, nu să le anuleze, să anuleze alegerile în baza numărării celor 700.000 de buletine. Și răspunsul lor, știți care a fost? Zice, păi dați-ne probe. Păi probele sunt la voi, le-am răspuns noi. Probele sunt cele 700.000 de buletine. Deci... dați-ne voie să le desigilăm urnele și să le numerotăm. Să le numărăm. Deci au fost declarate azi oficial 700.000 nule, da? Da. Și PRM-ul, și câte voturi a avut în total ale PRM-ului? Asta nu mai știu, dar de să-mi dau seama câte domnule, putea să... Domnule, cel puțin jumătate erau ale PRM-ului, da. Că nu s-a anulat PSD-ul cu PDL-ul. Și ați făcut o socoteală cu 300.000 de voturi? Păi, dar știi proporțional cum a fost la alegerile locale. Când ne-au dat voie să numărăm câteva mii, deodată am crescut și am intrat în Consiliul Municipal București. Am o curiozitate și eu din 90 încoace. Acum, saci cu voturi unde sunt? Aici, la București, nu? La nu, eu știu că se păstrează la arhiva. Au venit în București și eu știu că încă sunt adică la secțiile de votare. Păi, ei n-au transmis decât procesele verbale. Păi și le țin acolo până când? La secțiile de votare. Până uite lumea, până se ia cu alte probleme. Da. Nu, dar n-am putea să adunăm să aceștia undeva să le deschidem. Pe asta cereți voi presa, respective să. Dar de ce presa nu are un rol mai activ aici, domn? Nu ți-am spus acum câteva seri, duminică seara, păi cui despre se cere buletinele domnule? De la alegerile prezidențiale din anul 2000? La buletinele... primării. La primării. La primării? Domnule... Păi bun, și nu se colectează niciodată. În turul 2 al alegerilor prezidențiale din decembrie 2000, cele mai multe buletine erau ale mele, da? Și au fost anulate și duse cu saci, cu zeci de saci, în podul penitenciarului Codlea. Da. Și am aflat pentru că un
tânăr de acolo i-a scris maică-sii și maică-sa s-a adresat avocatului și senatorului nostru de Brașov, Nicolae Iorga: uitați, domnul avocat, ce spune fiul meu, că după alegerile la vreo două săptămâni au fost scoși în curtea interioară a pușcăriei, undeva la un fel de margine de pădure, și pus să ardă acele buletine de vot. Și din curiozitate s-a uitat și fiul meu și a văzut că erau de la alegerile prezidențiale și erau buletine ștampilate pentru domnul Vadim Tudor. Deci acolo s-au depozitat buletinele mele. Adică și atunci v-au fost anulate, spuneți. Păi de acolo, atunci am fost furat. Bine, dar... păi nu s-au răsturnat scorurile. Dar mai țineți minte în acea duminică, vorbesc de turul întâi acum, nici dumneavoastră nu vă așteptați să ieșiți pe locul 2 după Iliescu. Vă așteptați? Ba da. Atunci? Păi mă așteptam, i-am zdrobit. A fost o mare surpriză. E, mare surpriză. E prima oară când nu s-a furat. S-a furat și atunci, dar nu așa de mult. S-a furat și atunci, dar Emil Constantinescu și PNCCD-ul n-au știut să fure nici țigări. Adică... i-au prins. Ha, cu țigareta? Țigareta 2. N-au fost, domnule, implicat. Dar mi-te alegerile. Și atunci am avut 21% la partide. Pormă ne-au scăzut Dick Morris și Gașca respectivă la 13,5 și acum la 3,5. Atunci s-a spus că intenționat ați fost lăsat dumneavoastră, cum ziceți, să nu se fure, sau ați fost chiar ajutat ca să ieșiți cu Iliescu în finală, ca să vă bate Iliescu sigur, că lui Iliescu era frică de... domnul general, l-au sunat oameni din Austria, domnul. După masa, la ora 6 sau 7 în duminica respectivă de decembrie, să știa că noul președinte al României, Vadim Tudor, domnul. Păi cine ar fi votat un bătrân de 70 de ani la al treilea mandat? Vorbiți de turul 2 acum, când era cu turul 2, bineînțeles. Dar lasă-mă să continui aici. Deci conferința de presă din 14 martie 2008. De altfel, s-a întimbat și de la Curtea Constituțională, zicea la conferința de presă, devenită astfel Curtea Anticonstituțională, primiseră ordini de la Traian Băsescu încă de vineri, prin megafonul postului public de radio. Și cum ordinul se execută, nu se discută. Cele 9 sluși s-au făcut preși la picioarele tartului șef. Lucrurile sunt clare. România nu mai e o republică, nu mai e nici măcar un stat, ci un maidan în care își face damblaua un troglodit, ziceam atunci la conferința de presă, scos de guler și de turul pantalonilor de americani din cârciumile porturilor și instalat la timona embarcațiunii care plutește în derivă precum corabia fantomă. Nu Băsescu e de vină, stărpeți niște caracterizări pamfletare, să nu-ți creezi probleme, da. De vină sunt stăpânii lui Anchei, care peste tot în lume lucrează numai cu caricaturi șantajabile și pline de bube în cap, care execută orbește orice mărșăvie. Aceeași metodă de lucru o aplică și Băsescu, care exploatează la sânge vicile și păcatele celor de la Curtea Constituțională. Merg mai departe. Iată conferința de presă a PRM din 25 iulie 2008. Partidul România Mare acuză fariseismul clasei politice, care în realitate nu vrea votul uninominal, dar joacă un teatru ieftin, capabil să inducă în eroare populația. Noi, cei de la PRM, suntem singurii care au curajul să o spună deschis. Așa numitul vot uninominal este o aberație care va băga în Parlament maneliști, biznițari, mafioți și, de ce nu, criminali încă nepedepsiți. Având în vedere ilegalitățile grave pe care le face guvernul în trasarea colegilor uninominale, PRM va ataca în contencios la Curtea de Apel hotărârea de guvern. Iată conferința de presă PRM din 2 august 2008 și cu asta am încheiat. Partidul România Mare va contesta la Curtea de Apel hotărârea de guvern prin care se trasează colegile pentru așa zisul vot uninominal. Există disproporții foarte mari între unele colegii din punct de vedere al numărului de alegători, ceea ce îi poate favoriza pe unii candidați în detrimentul altora și încalcă principiul constituțional al votului egal. Nu există o evidență a populației cu drept de vot, având în vedere că ultimul recensământ a fost efectuat în 2002, numai că timp de 6 ani s-au petrecut mutații demografice spectaculoase, dintre care îi menționez pe cei circa 4 milioane de români aflați la muncă peste hotare. Acum a ajuns toți la vorba noastră, dar nu era mai bine să ne dea dreptate atunci? Da, era mai bine, dar acum e prea târziu pentru dumneavoastră. Înțeleg că aveți probleme în partid. Nu am nicio problemă. Vor să vă dea jos din funcție. Cine să mă dea jos? Mă păi nu știu. Nu știu. Cine poate mare forța asta? Ei nu-mi dau seama. Mai ușor l-au dat statuia lui Lenin în fața casei scântei decât pe mine. Se poate, mă da afară din casa mea. Vor să-și facă un partid, să se ducă. Pentru ce să mă dea jos? Pentru ce să fiu contestat? Că n-am mers la furat cu hoții?
că sunt în continuare pe aceeași linie justițiară și națională, nu se pricepe că e o bătaie de joc nerușinată tot ce se întâmplă, nu se pricepe că România e condusă de un personaj cu sânge stricat, nu se pricepe asta, atunci vă merita soarta. Dar acum o să mai apară ziarele în continuare? Vezi ce să mă apară? Țin și mâine conferința de presă, îmi apar ziarele în continuare, o duce mai rău cu banii, că aveam și noi o modestă subvenție legală de la guvern, da? Vorba aia, la Barza Chioară îi face câți? Dumnezeu cu ip, dar acum sunt mult mai periculos. Câți bani aveați? Dacă până acum lupta se ducea în Parlament, acum o vom duce în stradă. O vom duce în stradă, da? Și ne vom întâlni acolo cu cine? Cu cine credeți voi? Cu câteva sute de mii de șomeri și de oameni disperați pe care îi gonesc frigul și foamea din locuințe. Asta a făcut Băsescu. A scos lumea în stradă. Și imediat după anul nou se va întâmpla asta. Asta credeți dumneavoastră? 100%. Păi da, dar oamenii nu vedeți că sunt mulțumiți că nu se prezintă la vot? Cu adică ce? Nu vor să schimbe nimic. Păi cei 70% care nu au venit la vot? De ce credeți că nu au venit? Se vor prezenta la greve. Se vor prezenta la Palatul Cotroceni. Viața grea, păi ce va face? Criza asta. Dar pe unde scoate cămașa atunci? Ce o să facă? Mussolini, când l-au înconjurat ăia patrioții și partizanii, s-a băgat în burta calului de bronz al regelui Victor Emanuel din fața Capitoliului, da? 3 zile și 3 nopți a fost ascuns. Dar Băsescu unde se va ascunde? Că leul, statuia leului nu-i goală pe dinăuntru. Hai să-i scobim să stea acolo. Ca leul de lângă Palatul. Statuia leului, da? Nu e cum e calul regelui Victor Emanuel din Roma. Da, o să mai candidați acum la anul? Acum, la președinție? Da. Acum anunț public că voi candida la președinție și îl voi zdrobi pe Băsescu. Da, pentru asta ați văzut, acum e nevoie de un partid foarte puternic. Să aveți peste tot filiale bune, primare, contează. Partidul e strada. În sensul... Se va mișca lumea îngrozitor de repede și de violent. Vor vedea ei ce au făcut. Vor vedea ei ce au făcut. N-are un consilier normal la cap Băsescu. Numai ăla cu funduri de sifoane la ochi, Cristian Preda și Sebastian ăla Lăzăroiu. Apropo, de ce nu a dat cursul niciun sondaj de opinie? Da, asta e enigmă. Nu a dat BCS-ul, CCSB-ul, IMGB-ul. Dar de ce nu a... Dacă de nu ce? S-a găsit nicio televiziune să-i comande? Nu. E, da. A făcut și acolo PRM-ul era cu peste 6%. Dar n-au dat. Vreau să vadă cum este pasența și cum potrivesc ei din zecimale și așa a fost mișcarea. Deci era de la mintea cocoșului că și cursul prezent tot timpul face. Dar de când e el consilier prezidențial, a făcut numai pentru uzul lui Traian Băsescu. Ăla era sondajul pe care l-am dat eu duminică seara. Ăla era. Pe care știam... Cât aveați dumneavoastră ăla? Peste 6%, nu? Peste. Și, dar acum regretați că n-ați făcut alianță cu Becali? PNC-ul? Că erați aliați, dar v-ați certat chiar în studio ăsta cu 2 ani. Da, nu, că n-am fost în același studio. Da, n-ați fost. Era el la telefon sau invers. Da. Sau dumneavoastră la telefon. Dom'le, ăsta e stilul de șantaj și de teroare a lui Băsescu. Îi terorizează pe oameni cu dosar. Aia, dosarul cu valiza, cu bani, este o mare mărsărie care îi se face puștului lui Băsescu. Este o mare... Okay. Stai puțin, că mă cheamă cineva până și ce s-a întâmplat. După un scurt moment. Ce e, măi? Ce s-a întâmplat? Acum vedeți, totul e pe... De unde-s poze? E pe viu. De la fraude. Faceți ziarul în direct și primiți niște poze. Cine? Și în pozele. Da, uite. Ce s-a întâmplat? Ia uite cum li s-a dat pomeni. Deci, prin lege se interzice mita, pomana electorală, da? Așa. Ia uite aici mașinile cu PSD-ul, cu pungile. De ce sector era asta? Sectorul 6. Hă? Sectorul 6. Deci cine le-a făcut? Domnul de la... Ia uite, arată. Da. Arată. Și cele de alt cadou, cele de... Păi nu e fraudă? Păi eu știu, fraudă, acum... Nicio fraudă nu mai contează? Păi atunci să știm și noi, domne. Ieșim la alegeri cu bâta, domne, cu parul, domne. Domne, dar toți au dat cadouri acum. Bine, mai puțin în învață, da. Mai puțin dumneavoastră. Am spus, toată lumea a dat telefoane mobile, a dat fiecare ce a putut. Așa? Acum așa se câștigă alegerile, doar cine are... Păi atunci se schimbă legea, domnule. Cine are finanțe câștigă. Ia uite, întâi infometează pe oameni și pe urmă o săptămână îi îndoapă ca pe gâște, da? Florinții. Da. Sunt pozele pe care le-a dat candidatul PNG-ului, Florin Simion, care a fost furat și el ca în codul. Păi domnule, se încalcă legea, domnule, nu se pricepe, domnule. Da. Păi dumneata, dacă încalci legea, sau nu mai le pare celor de la CNA,
te usucă. Așa este, da. Haideți să revenim. Numai în amenzi te țin, da? Cât ai plătit până acum? Câte miliarde de lei? Un milion de euro. Un milion de euro, da? Da. Ăștia încalcă legea și intră în Parlament. E normal așa? Nu spun câte, da, ați văzut că ai câte imagini, câte filme și fotografii are Doru Ioan Tărăcilă cu ăia de la PNL în călărașii lui natal. Corect. Îi zicea lui Funar astăzi. Dar ați văzut că a intrat unul cu 24 de voturi sau 34 pentru 34. Africa? 34. Coto ăla, da. Pentru Africa. Da, da. Deci a, ce pentru Africa? Păi el a zis la un ziar, a mărturisit că l-au votat niște izraelieni originari din România. Deci nici măcar români. Sunt niște evrei, da? L-au cunoscut nu știu unde. Și au văzut că e candidatul lor. Nu s-a deplasat niciodată, nici în Africa, nici în Asia, nici în Israel. Și l-au votat pe ungurul Coto să reprezinte pe românii care sunt evrei din Israel, de fapt, da? Ce alegeri mai sunt astea, domn? Păi, dar nu mai vorbesc de ăla, candidatul PNL, care e și deputat. Și el este în arest. Păi, vorbeam cu Adrian Păunescu după masă, la telefon, și i-am zis, bă, Adriene, hai mă să propunem să înființăm în Parlament o comisie permanentă a pușcăriașilor, domn. Nu? O comisie. Păi să facem o comisie pentru deputații, pentru pușcăriași. Păi dacă ți iese unul care e la... Zică ea, ha, nu e la pușcărie, ci că e numai în arest. Ai. Ăla parte legea în România. Ăla face legi pentru România. Uite, păi uite unde a adus Băsescu țara, domn. Revenim în 30 de secunde. Și ale legilor de astăzi anunțate de Biroul Electoral Central. Rezultate care m-au radicalizat pe mine și Partidul România Mare și pe foarte mulți români. O să vedeți ce se va întâmpla. Astăzi a început numărătarea inversă pentru Traian Băsescu. Ca să fiu sincer, o primă palmă i-a dat în urmă câteva zile, mai exact de Ziua Națională a României, la Palatul Cotroceni, dizidentul și fostul deținut politic Vasile Paraschiv, da? Mai ții minte? Cel care a refuzat medalia. Păi ce a pățit el atunci, domne? Ai văzut că i-au dat lacrimile? Avea un nod în cui? Gât. Cui i-au dat lacrimile? Păi ăsta, Traian Băsescu. Pentru că ăsta, Vasile Paraschiv, fusese declarat mort de Patapievici, de Tismăneanu, de Baconschi, toți evrei, bineînțeles, că mă întreb ce am cu evrei. N-am nimic cu evrei. N-am nimic cu oamenii de valoare din Israel sau de aici care sunt evrei. Dar am cu ăștia care falsifică istoria poporului român și îi fac pe român criminal și se iau de biserica creștină. Asta nu le voi permite. Ăia, Patapievici, Tismăneanu, Baconschi și ceilalți, toți dorobanți, toți căciulari, români de viță veche, n-au cercetat și l-au făcut mort pe Vasile Paraschiv. Ăla era viu, săracu om. Și Băsescu și-a asumat în Parlament acel raport, mincinos, de la un cap la altul. Cum am măturat noi atunci Parlamentul cu el, e numai un antrenament. La pitici, la juniori, față de ce se va întâmpla acum până la 1 martie, până la mărțișor. Acum, ca să dreagă Busuiocu, să s-agațe de fiecare figură anticomunistă, doar își construiește și el o figură, un medalion de luptător pentru democrație, a vrut să-i dea steaua României lui Vasile Paraschiv. I-o dăduse cu câteva zile înainte și bătrânului rău făcător Nicola Stauman. Ăla încă dictează în România în numele unei autorități care nu mai există. Regimul lui George W. Bush nu mai există. Gata, s-a prăbușit, s-a terminat. Dar ăla încă este stăpânul României. Băsescu i-a dat steaua României în grad de mare cruce. Să dai unui bătrân evreu marea cruce e ca și cum îi dădeai dracului din Exorcistul cu crucea creștină pe la nas. A scos flăcări, fum pe nări, pe urechi, acest Stauman. Bun, deci revenim la Vasile Paraschiv. Bătrânul a cerut și el, contra ruzanțelor, să rostească o alocuțiune și ați văzut-o pe mai toate posturile de televiziune, a refuzat
decorația din partea unui comunist ca Traian Băsescu. Acolo a început demolarea statuii de mucava de plastilină a lui Traian Băsescu. Ce a făcut ăsta echivalează cu ce a făcut Constantin Pârbulescu în 1979 la congresul al 12-lea lui Nicolae Ceaușescu. Numai că Ceaușescu s-a purtat mai demn. Nu a dat apă la șoareci, nu s-a înroșit la nas și la față, nu i s-au pus noduri în gât. Băsescu a dat în bâlbuială. Nu s-a aștepta să-i facă cineva. A bâiguit ceva, că ușa lui e deschisă, să vină de câte ori are ocazia, că el reprezintă statul român. Nu reprezinți niciun stat român, măi Băsescu. Reprezinți statul cu capul în frapieră. Reprezinți statul de la restaurantul Strugurel sau de la cârciuma Zor de Zi botezată Puturosul, pentru că era Zor de Zi și toți erau niște puturoși și i-a apucat dimineața acolo. Dacă reprezentai statul român, nu permiteai ungurilor să-și bată joc de integritatea teritorială a României, nu le permiteai să-i someze pe copiii românilor să învețe ungurește, nu permiteai tuturor genurilor de mafii să zburde în România, nu permiteai atâtor servicii secrete să transforme România în iar Maroc al spionilor. Apărai demnitatea statului român. N-ai nicio legătură cu acest stat. Dar acum e o să facă guvern, ați văzut, PDL-ul. O rușine. Face guvern, nu și nu mai aveți nicio șansă la alegerile de la anul, că ei distribuie fondurile, ei organizează alegerile, ei numără voturile. Domnule, știi ce înseamnă o populație revoltată? Trebuie să mai așteptați. Domnule, ți-a fost vreodată foame? Mie? De multe ori, da. Da? Da. Ce-o fi și acum? Mă face să bag o mână în buzunar, să-i dau un pol, să-și ia ceva de colțul străzi. Domnule, știi ce înseamnă chiorăitul mațelor de foame? Da? Eu am făcut foamea în copilărie. Da? Păi când ies oamenii ăștia în stradă, oamenii ăștia nu mai au ce mânca, da? Nu mai au după acum. Ni s-a dat niște pomeni. Dar să vezi ce s-a întâmplat după anul nou. Bun. Iată, stimați români, ce vă așteaptă pe fondul acestei fraude nerușinate. Viitoarea guvernare va fi asigurată de PDL și, atenție, Alianța PSD-PC. Eu știu asta de la oameni în serviciile speciale. Funcția de premier urmează să fie ocupată de unul din cei trei candidați. Vasile Blaga, Florin Georgescu sau Mugur Isărescu. În decursul următoarelor luni de la formarea guvernului, peste 30% dintre parlamentarii PNL, deci rămași în opoziție, vor migra către PDL. Îi vor chema la DNA, îi vor șantaja cu dosare, cu bani, cu alte avantaje. Deci peste 30% din 18% scor fraudulos pe care îl are PNL-ul. PNL-ul avea acum în jur de 9-10%, dar fiind la guvernare și-a aranjat ploile, da? Deci vor migra către PDL. Anumiți membri ai PSD, care vor fi numiți în diferite funcții din viitorul guvern, urmează să migreze de asemenea către PDL. Iată ce vă așteaptă, domnilor, de la PNL și PSD. În acest fel, Traian Băsescu își vede visul împlinit, în sensul că reușește să-și creeze un partid prezidențial majoritar. Până în luna iunie 2009, Traian Băsescu va acționa pentru eliminarea de la guvernare a soluției imorale, PC. Din acel moment vor începe conflictele dintre PDL și PSD, ajungându-se în cele din urmă la scoaterea de la guvernare a PSD, cu consecințe deosebit de grave. Prin aceste mașinațiuni, Traian Băsescu speră să câștige ca imagine și să fie reales președinte al României. Rămâne de văzut dacă acest posibil scenariu se va derula. Am citat întocmai nota pe care am primit-o de la un colonel de SRI în rezervă, care știe toate aceste date de la colegii lui activi. Să vedem dacă se va îndeplini ce scrie aici sau vor fi unele variațiuni. Da, Florin Georgescu nu era PSD-ist la bază? Acum nu mai e, pentru că e viceguvernatorul Băncii Naționale. Uh-huh. Uh-huh. Și Sărescu a negat această variantă, deci mai rămâne Blaga. Domnule, dacă se dă ordin de la masonerie și de la
CFR-ul, celebra cupolă, celebra boltă a ocultei mondiale, Council on Foreign Relations, da? Dacă se va da ordin să fie Ugo Lisărescu, el fiind unul dintre cei agreați, el va fi, nu e nicio problemă, dar n-are ce să facă, Mugur. Uitați-vă, el e un bun profesionist. Dacă îmi vine avalanșa, ce poți să faci? Uitați-vă ce prăbușire are leul la ora actuală. Uitați-vă cum scade puterea de cumpărare. Ce minuni poate să facă într-o economie care nu produce? Tăriceanu este atât de nepregătit în domeniul economic, încât până în ultima, în ultimele zile, chiar după alegeri, ne-a ținut perorații, prelegeri despre modul cum va deveni România cea de-a șaptea putere economică a Uniunii Europene. De ce nu a șasea? De ce nu a opta? Nici el nu poate să explice. A făcut el un fix. Deci el va ști de pe acum pe ce loc se va situa într-un viitor foarte ipotetic România. Când nu știe Franța ce se va întâmpla cu ea. Când vedeți bine ce se întâmplă în Germania. Când vedeți bine ce naționalizări se fac în atâtea alte țări, inclusiv în Statele Unite ale Americii. Știe Tăriceanu că vom fi a șaptea putere într-o Europa care ea însăși are o geometrie variabilă. Este într-o continuă incertitudine și prefacere. Pe cine a vrut el să impresioneze? Să arate ce performant a fost guvernul lui? N-a fost. A fost un guvern prost. Asta este realitatea. Dar ei s-au grăbit. Au dat în blângi pe iuțeală de mână și pe nebăgare de seamă. Pe 30 noiembrie, în zi sfântă, în zi de Sfântul Andrei, stricând și sărbătoarea națională a României, n-au vrut să accepte propunerea noastră să se amâne măcar cu o săptămână alegerile. Să trăiască lumea din plin jubileul la 90 de ani de la Marea Unire. Nu, domne, au simțit că dacă atunci nu dau bice cailor, nu vor mai avea același cor. Nu mai puteau să țină pasul cu pomenile încă 7 zile. Nu mai aveau domnul să dea. Hai să-i dăm cuvântul și domnului profesor Adrian Popescu. Eu atât vreau să vă mai întreb, că începe Parlamentul pe 15 decembrie da. Și dumneavoastră nu o să mai fiți acolo. Ce dacă? O să fiu aici. Nu? O să fiți aici. Nu, dar nu vă pare așa rău? Cine se mai certă acolo în Parlament? Nu se mai bă niciun farmec. Lasă, domn. Întâlnirile lor reunite. Haide, domne, o să certe Elena Udrea, dar numai după ce va vorbi cu președintele Norvegiei, bineînțeles. Cine a mai intrat în toată Parlament? Lumea în afară de dumneavoastră. Toată da? Pe care e că toată lumea bună e în afară? Știu, da. Adevăratele personalități în României sunt în afară, domn. Unde? Au intrat oameni de la PDL, de la domnule, PSD. Radu Câmpeanu nu e, da? Ultimul liberal autentic. Mircea Ionescu Chintus nu e. Ultimii liberali. Chintus având în curând va împlini 92 de ani. Ion Iliescu, de trei ori președinte al României, nu este. Răzvan Todorescu, academician, nu este. Adrian Păunescu, nu este. Un ungur cu inimă de român, Iuliu Ioan Furo, nu e. Lucian Bolcaș, nu e. Ilie Ilașcu, un martir al neamului românesc, nu e. Gheorghe Funar, nu e. Marele doctor Constantin Găucan, nu e. Profesorul Gheorghe Buzatu, nu e. Viorica Moisuc, o mare profesoară de istorie, nu e. Bine că o să fie bizisări și analfabeților. Uite, a intrat Adriana Stase, a intrat Șerban Mihăilescu. Oh, Michi Șpagă, prietenul nostru, sigur că da. A intrat Oana Mizil. Da, Oana Mizil, ați văzut, vă dă clasă. E regulă. Mai bine intra bunică și săracul de el. Ăla, da, ăla un om de onoare, dar e prea bătrân. E la spital acum, săracul. Oh, mi-e milă, mi-e milă de el. Și a ținut demnitatea, toată viața a fost deci, vedeți, ăsta e un moment de culme în care intră nepoata lui Mizil și ieșiți dumneavoastră. Dom'le, deci, eu vreau să spun o chestiune. Da. Ăsta nu mai e Parlamentul României, e un parlament al minoritarilor. Sunt aproape 50% țigani. E, țigani. Da, țigani. În afară de Mădălin Voicu nu e nimeni. Cum, domnule, vrei să și nici el nu e pe jumătate. Haide, domnule, vrei să spun eu acum. Cine? O să-ți fac lista. Da? Sunt evrei. Sunt armeni, sunt unguri. De unguri nu mai vorbesc. Păi intră Fellman, intră Fellman. Foarte bun, Radu F. Alexandru. Doamne, de ce? Doamne, fac cruce. De ce nu? Dar nu mai vreau să vorbesc în prezența unor evrei de cruce, că v-am zis, le iese fumpănări. Dar ce vreau să reproșează Radu F. Alexandru?
Feldman este un impostor, ce nu s-a pomenit. E singurul, evreu, e singurul evreu hitlerist în România. E evreu hitlerist, aia este scurt. Păi dar nu știi când i-a făcut miliția percheziție că făcea contrabandă Nu era... anticoncepționale? Cum și a găsit 5 portrete al lui Hitler acasă? Serios? Când a... În anii 80. Păi întreabă pe colonelul Ilie Merce. 5 portrete de Hitler. Era un evreu fascinat de Hitler. E o scenare asta a miliției de atunci, probabil. Da, umbla miliția, parcă-i văd pe aia cu portretul Hitler pe străzi. Unde îl vârâm? Unde băgăm provocarea? Da, Dumnezeu, fac omului o scenare. E ridicol. E un parlament cu termen redus, stimații români. Dar încă o dată vă spun, nu recunoașteți acest parlament. Este un parlament rezultat în urma unei mari fraude. Și guvernul va fi la fel. Cum să-l recunosc oamenii sau să nu recunoască? Parlamentul își vede de treaba lui de la 15. Nu, n-are nicio treabă. Și oamenii nu are nicio treabă. Se duc la muncă. Dom'le, nu are nicio treabă. În primele săptămâni după anul nou o să ne ducem acolo cu vreo 15-20 de mii de oameni. Știți ce e interesant dumneavoastră? Că vă păstrați tonul ăsta, să sunteți optimist, sunteți parcă mai vesel păi decât cum vrei să fiu, domnule, cum vrei să fiu altfel? Crezi că mi-e frică de vagabonzi ăștia, care fură totul în țara asta, domnule? Au furat Petromul, au furat Banca Comercială Română, au furat Alros Latina, în frunte cu Băsescu, bineînțeles, da. Au furat flota, au furat Sidex Galați, au furat și alegerile. Și românii doar pe ei, foarte bine, mergem înainte. Ce mai face Elodia? Cățelușa Elodia? O, întreabă numai de tine, să știi. Da, Elodia doarme pe pernă, doarme în vârful patului și mă așteaptă, e așa de pupăcioasă, are niște copănele mititica de adevărată Elodia și vorbește, să știi. Da, deci spune secretul. Uite, vreau numai imediat să vă arăt listele electorale suplimentare din sectorul 6. Ilegale. Avem zeci de liste electorale suplimentare. E o paletă largă de fraude în toată țara și astea sunt alegeri corecte și le recunoaște Băsescu. Pentru că e și lui Pasența, că el a fost dirijorul din umbră al acestui jaf național. Ai furat flota, Băsescule, ai furat Alros Latina, ai furat și alegerile. O să mai fur ceva. Două palme de la Vadim Tudor. Nu aveți voie să-l luați la bătaie, că știți că e de tare și dâns. Nu are. Nu știți? Haide, domn, dai într-un om ca mine de 115 kg, domn. Mă faci să râd, domn. Da, ajunge până la mine. Da, dumneavoastră sunteți aruncător de... De suliță. De suliță, da. El ce sport a făcut? Știi că era una... El? Da. El n-a putut să citească un text în Constituție în seara asta, domnule. Dacă era o etichetă de băutură, să vezi cum o știa pe din afară. Da, hai să-l vedeți pe Traian Băsescu citind textul din Constituție după un scurt moment publicitar. Venim cu Corneliu Vadim Tudor. În guvernul României, într-o perioadă în care economia nu mai crește singură, ci trebuie să o ajutăm să nu scadă excesiv. Deci este foarte important ca partidele, când gândesc la viitorul guvern, să se uite și în ograda proprie și să vadă care este nivelul de competențe de care dispun. Iar asupra acestui lucru, voi invita partidele să reflecteze după discuția de mâine. În sfârșit, al treilea obiectiv al consultărilor de mâine este legat de modul în care se înțeleg prioritățile României în perioada următoare. Sigur, până în prezent, declarațiile partidelor au fost legate de doctrină, de compatibilități de doctrină. Este foarte importantă doctrina partidelor, dar anul 2009 este un an în care viața și realitățile ne vor obliga să asigurăm o guvernare bazată pe priorități în primul rând. Chit că pornim de la refacerea bugetului de stat pentru anul 2009, refacere care trebuie să țină cont de constrângerile, de împrumuturi pe care le avem în momentul de față de pe piața internă și internațională, trebuie să țină cont de obiectivul de a asigura evoluția către intrarea
în zona euro în anul 2014, trebuie să țină cont de imperativul de a asigura un deficit bugetar care să fie cât mai mic, pentru că finanțarea deficitului a devenit mult mai scumpă decât în anul 2008. Sigur, sunt multe alte priorități care vor trebui discutate, fie că vorbim de educație, de sănătate, de asigurarea locurilor de muncă, de programe de infrastructură, IMM-uri și așa mai departe. Dar vreau să atenționez partidele că esența evoluțiilor viitoare este legată de prioritățile reale pe care România le are. Și va fi extrem de important pentru mine să înțeleg care sunt aceste priorități din punct de vedere a partidelor, acum după ce alegerile s-au terminat. Aș vrea să mai clarific un lucru pe care l-am afirmat în campanie și căruia nu i s-a dat un răspuns corect. Sau s-a căutat acoperirea prin declarații, prin vorbe a adevărului. Înainte de a face afirmația, vreau să se înțeleagă foarte bine că susțin fără rezerve ceea ce de altfel se va întâmpla, menținerea pensiilor așa cum ele se află acum. Dar anul acesta, pentru a se putea plăti pensiile, s-au luat din bugetul de stat aproape 400 de milioane de euro, iar pentru anul viitor vor fi necesare cel puțin 1,2-1,3 miliarde de euro pentru a se putea plăti pensiile la nivelul actual. Sigur, poate expresia mea în timpul campaniei, expresie care n-a convenit multora, a fost prea dură, că este prăbușit fondul de pensii. Repet, așa este, fondul de pensii nu-și mai poate achita obligațiile și luăm bani din bugetul de stat. Lucru care se va întâmpla și în continuare. Dar vreau să se înțeleagă faptul că avem deja dificultăți în bugetul de stat dacă privim la faptul că în mod categoric vom beneficia, între ghilimele, de o reducere a creșterii, de o scumpire a finanțării deficitului bugetar. Iar din acest punct de vedere, mă aștept ca partidele să aibă nu numai la consultările cu mine, dar și în alcătuirea programului, mă aștept ca partidele să dea dovadă de responsabilitate. Aceasta a fost declarația pe care am dorit să o fac. Știu că miza cea mai mare pe care o aveți este anunțarea primului ministru desemnat. Știu că nu eu numesc primul ministru ca să renunțăm la orice speculație, ci eu doar îl desemnez și Parlamentul îl va valida sau nu prin vot împreună cu echipa guvernamentală, dar desemnarea publică a primului ministru o voi face atunci când, calculând momentul de la convocarea Parlamentului și până la așezarea instituțiilor interne, structurilor interne ale Parlamentului, îi voi permite acestuia să se încadreze în termenul obligatoriu de 10 zile în care trebuie să prezinte în fața Parlamentului echipa și programul. Dacă aș face-o acum, odată cu convocarea Parlamentului, practic ar trebui să-și depună programul și echipa să le prezinte actualului Parlament. Trebuie să las timp și pentru
audierea miniștrilor, deci va trebui să colaborez foarte bine cu Parlamentul imediat după ce acesta se convoacă. Sper să nu aștept până la data de 15, desemnarea să o fac înainte, pentru a se putea, în cazul în care partidele își exprimă opțiunile suficient de rapid după negocierile dintre ele, sper să o pot face mai devreme de data convocării Parlamentului. Dar trebuie să existe și negocierile între partide, nu numai consultările cu mine. Eu aceste lucruri am avut a le declara, vă mulțumesc mult. Poate un pronostic, sper să avem guvern înainte de 24 decembrie, plecând de la premisa că invit partidele să renunțe la orice calcule bazate pe idei ascunse, pe alegerile prezidențiale. Avem o singură problemă acum, să dăm României un guvern care să poată gestiona criza. Și partidele, repet, să fie responsabile, să se uite în grădina proprie și să vină cu cea mai valoroasă structură de oameni care pot lucra într-o echipă. Vă mulțumesc mult, vă doresc o seară plăcută. Ați văzut, vorbind așadar pe președintele țării, despre această criză, va fi prima criză din istoria post-revoluțională a României, fără Corneliu Vadin Tudor, în mijlocul evenimentelor, deci dumneavoastră nu o să mai aveți un cuvânt de spus. Deși pensiile, vedeți, se blochează. Acum ce fac? Nu am un cuvânt de spus? Da, da. Kiloul de mână nu mi-l va lua nimeni, microfonul din față nu mi-l va lua nimeni. Crezi că ei se vor auzi mai mult decât mine sau îi bagă lumea în seamă mai mult decât mă bagă pe... Cine e mai credibil, domnule? Cel care avertizează că ne îndreptăm către catastrofă sau cel care minte și îi face pe alții irresponsabili și se poartă ca un extraterestru? Acest Băsescu se poartă ca un picat din lună. Am venit și eu pe aici. Opa, ce criză, s-a prăbușit fondul de pensii, mai trage o hăhăială și așa mai departe. El n-are nicio vină? El n-are nicio răspundere? El e principalul vinovat pentru ceea ce se întâmplă? Dacă nu dădea flota României, dacă nu dădea Alros Latina, mafiei ruse, dacă nu era implicat în alte privatizări frauduloase, dacă nu îi pripășea pe lângă el, pe infractorii de la Golden Blitz, și pe cei care au făcut averi colosale cu parcuri, cu borduri, cu asfaltări, cu alte marafeturi de genul ăsta, erau ceva mai mulți bani pentru pensii, pentru alocații, pentru copii, pentru bursele studențești. El este capul răutăților. Peștele de la cap se împute. Am vorbit în toamnă, în pauză, acum iertați-mă, cu Eugen Miescu, membru de onoare Academiei Române. Am vrut la telefon, el la Paris de câteva zile și îmi spunea să lămuresc pe unii oameni care au senzația sau trăiesc cu impresia că eu aș fi vrut să fac o alianță cu Băsescu. N-am să fac nicio alianță cu Băsescu, i-am întins o mână dezinteresat pentru că am crezut că e un om de onoare. Dar vorba filozofului german Friedrich Nietzsche, pentru porc, totul devine porc. Trageți ce concluzii vreți de aici. Aș vrea să dăm cuvântul și domnului general Saulea și domnului profesor Adrian Popescu. Da, să-l ascultăm un tip pe domnul Metin Cerchez prin telefon. Bună seara! Domnul Metin Cerchez din Constanța. S-aude? Bună seara, domnule Dan Diaconescu. Bună seara, domnule președinte Vadim. Bună seara, dragi telespectatori. Am vorbit și cu domnul Vadim și îi mulțumesc pentru că a fost singurul, de fapt, Partidul România Mare care, la vremea respectivă, a arătat neconstituționalitatea acestei legi a votului unor nominal. La vremea respectivă a publicat și două articole. Pentru că ei erau înțeleși, să siluiască legea și să trateze în mod fraudulos colegile ca să exploateze la sânge acest vot. Noi nefiind în combinația asta și mergând cu adevărul și cu cinstea înainte, am spus, fraților, opriți-vă, ce faceți voi, este ilegal, viciați grav rezultatul votului.
mă bucur că ați observat, singurii care a avut onoarea să spună este o mare jaf. În 2004, dacă țineți minte, președintele Traian Băsescu la un moment dat a ieșit și a spus să se sigileze programele și să fie arestați cei care au făcut acele programe. Era în prima fază. În a doua etapă n-a mai fost nevoie pentru că a ieșit dumnealui. Deci cunoaște cum se pot frauda prin acest sistem de vot, de fapt prin calculator voturile. Și iată, o să vin și în emisiune noastră cu documentele pe care o să le prezint telespectatorilor să vadă și să înțeleagă cum se fură, nu de ieri de azi, ci din toate aceste, din, probabil că de la începutul se fură alegerile pe calculator, pentru că toate programele sunt făcute de oameni, din păcate. Mă refer la minoritatea turcă. Ibrahim Hüseyin, deputatul care este de Constanța ales, a obținut la Constanța 1627 de voturi. El este născut în Tulcea. În colegiul 4 din Tulcea a obținut 19 voturi. În total a obținut 212 voturi în Tulcea. În București, în colegiul 27, pentru că spunea că există deputat cu 34 de voturi. Iată, avem un deputat cu un vot. Ibrahim Hüseyin a luat un vot. Deputatul de la minoritatea rutenilor este o minoritate care a fost făcută, practic, de către Hrebenciuc în 2000, pentru că să mai aibă încă 3 voturi în plus, 3 minorități în Parlament. Era vorba la vremea respectivă de minoritatea rutenilor și minoritatea macedonenilor slavi, care nu e și una și aceea să se înțeleagă cu minoritatea macedonenilor din România. Deci era o minoritate făcută artificial de PSD la vremea respectivă, pentru că și deputatul la vremea respectivă a fost Vasile Savu, care nu știa o boabă macedoneană. El era liderul minerilor în locul lui Cotma. Pentru a avea voturile minerilor din Valea Jiului s-a creat la vremea respectivă minoritatea macedonilor slavi. Acest firtac Revin are un vot la Câmpul Lung Muscel. În realitate, și acum bomba, deci seara de 30 noiembrie, toate minoritățile nu obținuseră pragul electoral de 10% din cât suntem noi minoritarii în statistica din 2002. Și atunci au fost chemați a doua zi pe întâi la guvern, au semnat o hârtie, nu știm cui și-au vândut, ca să zic așa, votul, sufletul și banii, și dacă vă uitați la rezultatele centralizate la biroul electoral central, deci repet, deși au 1627 de voturi la Constanța, iar astăzi s-a amânat de către Bitbej mandatul de deputat de Constanța, apare în calculator, în rezultatele finale, rog orice cetățean care are internet, are un calculator, să intre pe site-ul de la BEC, 9481 de voturi. Merg mai departe, în seara respectivă, minoritatea armeană a obținut 1000 și ceva de voturi. Au 14.000 de voturi acum la BEC. Și repet, toate minoritățile, deci li s-au umflat cu 10.000-20.000 de voturi, deși nu trecuseră pragul electoral. Legea spune clar, se pot face redistribuiri, și au fost tot cu acesta la redistribuirii, atunci când câștige alegerile. Păi atunci nu s-a făcut redistribuire și în cazul PRM-ului și în cazul PNG-ului. Pentru că s-a spus chipurile că nu au 5%. De unde sunt aceste voturi? E vorba de sute de mii de voturi, domnul Zandiaconescu. De la PRM, domnul Metin Cerchez. De la Partidul România Mare le-au luat. Da, în total, dacă adunăm la cele 18 minorități. Păi de unde credeți că iau, de la PSD sau PDL? Păi cât ar fi avut ei? Înseamnă că ar fi avut 45%. Da. Înțelegeți? De ce nu vă duceți pe internet și să vedeți două sondaje? E unul Info, nu știu cum, da? Și mai e un sondaj. Le-am tot publicat noi. Pe internet sunt două sondaje independente, care au depășit 15-16 mii eșantion, adică oameni care au accesat. Și după un sigur calculator nu se poate accesa de mai multe ori. Și să vedeți că până în ziua votului, de fapt pe un site, Partidul România Mare trecuse deja pe locul întâi cu 23%.
ceilalți aveau 15, 16, 17. Deci un eșantion uriaș. Eu nu zic că aveam 23%, dar n-aveam nici 3%. E prea nerușinată minciuna. Cum e prea nerușinată minciuna că un anonim, Mutu, Gabriel, prieten din copilărie, cum zic localnicii de acolo, cetățenii din sectorul 6, cu primarul PDL, Cristian Poderaș, așa e domnul Adrian Popescu, deci sunt prieteni de mici, da? Da. Că ăla avea, a avut peste 40.000 de voturi și Vadim Tudor a ieșit pe locul 4 cu 5.000 de voturi. Cine este atât de nărod să se uite în gura lor, să creadă porcăria asta, să-i fie rușine lui Poderaș? Va plăti foarte scump pentru frauda asta și pentru nerușinarea de a mă vizita noaptea la tipografie. A venit pe la 11 noaptea la Casa Scânteii. Cine a venit? Într-o lună, Poteraș ăsta, hoțul ăsta de Poteraș. Ei, hoț. Păi e un bandit ce nu s-a pomenit, îți arăt eu. Numai morții din cimitire nu i-a vândut, dar o să-i vândă și pe aia dacă lăsăm în pace. A furat dumneavoastră ceva? Păi dar a furat voturile partid. Mi-e indiferent că am intrat eu sau nu intram în Parlament. Partidul trebuia să intre, pentru că e o mișcare națională. Ca să înțeleagă trebuie să atunci, ați avut concurent pe Mutu ăsta, da? De la PDL și pe mai cine? Anonim, unul Toti, nu fotbalistul italian Toti, deci unul de la PNL Mutu, și unul Ionel Olteanu de la PSD. Și ăștia toți v-au întrecut pe dumneavoastră? Da. Ați ieșit pe ultimul loc? Nu, pe ultimul, pe patru. Sunt foarte mândru de... Dar veniți cei puternic. Din urmă vor fi cei din tâi. Veniți puternic din urmă, dumneavoastră. Da, pe turnantă. O să vadă. O să vadă ei ce vor păți. Pușcăria vă mănâncă. Hoților, bandiților, pușcăria vă mănâncă. Domnul Metin, în concluzia intervenției. Da, pentru a dovedi cele afirmate de mine, voi face o plângere penală la parchetul de pe lângă Înalta Curtea de Justiție împotriva acestor deputați, cei 18 minorității, pentru fals în acte și pentru fraudarea legilor și la DNA și cer împreună cu presa și chiar cu acest Târgulescu, care practic el este nașul acestei legi strâmbe, să vină de față, să numărăm acele voturi care ei spun tipule că există. Acele voturi există doar electronic. Ele, în realitate, în pungile respective, unde spun că au fost sau sunt, vreau să mergem să le numărăm acolo. O să vedeți în direct. Aș vrea să se facă acest lucru cu camere de luat vedere, să se scoată sacii cu buletinele de vot, că vă spun eu că nu există, și să se dovedească clar în fața telespectatorilor, în fața poporului român, cum au fost și sunt minciți de 18 ani. Știți care este valoarea acestei minciuni? Fiecare minoritate primește anual 1.000.000 de euro din bani publici, din banii de buget. Spunea mai devreme președintele României că nu sunt bani pentru pensii. Păi vreau să vă spun că dacă mulțim 18 milioane cu 18 minorități, o să avem o sumă de câte aproape 1.000.000 de lei și dacă întrebăm un rutean sau un armean sau un bulgar sau un turc, dacă ați ieșit vreodată un ajutor din partea acestor minorități, acestor comunități, atunci să spună, pentru că de ce? Eu am făcut parte din Parlamentul României și am reprezentat minoritatea turcă și în clipa în care am spus clar, nu vreau ca acești bani să ajungă la oamenii săraci, nu vreau ca acești bani să fie furați, am fost bătut de un lider al minorității turce, băgat în veceu și mi s-a spus, tu stai la București, nu te interesează cum te fură banii de către noi. Și banii ăștia cine ia? Parlamentarul respectiv? Sau... Ia minoritatea respectivă, 18 milioane de lei din bani publici, banii pensionarilor români. Da, asta e clar, dar unde ajung banii concret? La fiecare minoritate? La minoritate nu, te pupați mare salariul. Nu? Stați în afară acestui milion de euro. PRM-ul cât avea pe an parlamentarul, banii? Salariul nostru? Nu, fondurile astea parlamentare. Foarte puțin. Era foarte puțin. Eu sunt financiar, a tehnic, a tipic. Nu mă interesează banii, nu știu. Nu știu, dar puțin. Puțin am avut. Da. Dar acum nu mai luați nici pe aia, se face o economie acum. Probabil că nu mai luăm. Deci nu mai dă... Nu-i nimic. Să-i dea la unguri, domn. Să dea la ungurii. Să dea la mafiile care cică reprezintă minoritățile, dar reprezintă numai interesele lor? Da. Vreau să se înțeleagă că poporul român a votat o lege strâmbă, această lege a votului nominal și de acum în al 12-lea ceas a înțeles ce înseamnă votul nominal, pentru că iată Partidul Național, acel care lupta împotriva corupției, trimite în Parlament un deputat, fost consilier județean Pop, care este condamnat pentru mită, pentru act de corupție.
E condamnat, domnul Bechi, e condamnat sau nu mai anchetat? Bine, este închis, dar închis, da. Ares preventiv, nu e. A plătit mită, câte zeci de mii de euro? În calitate de consilier județean. Ăla fiind prins, dar câți alții sunt neprinși? Da, pot asta, domnul președinte, apropo de ce neprins, deci a fost prins un individ care a băgat 300 de voturi stampilate PSD pentru Camera Deputaților și pregătea să bage încă 300 stampilate pentru Senat cu PSD. Ăsta e unul prins. Unde? În ce localitate? În România, care n-au fost prinși. În ce localitate s-a întâmplat asta? În Franța, bineînțeles, la Portofel. Ah, bine, a apărut după masă ăsta Marian Oprișan. Da. Le dau un sfat celor de la PSD. Băi, oameni buni, nu-l mai lăsați măi pe ăsta să... El a avut o operație la cap în America. Mi-a zis Octav Cosmâncă, deci nu mint. Dacă mint Octav Cosmâncă, om serios, atunci mint și eu. Deci îi doresc sănătate lui Marian Oprișan, a fost operată, operație grea, la cap. Merge ce merge, vorbește logic ce vorbește. Odată o ia razna, bagă expresia să fie clar, să fie foarte clar și trebuie de astea. Nu zice nimica, dar el a pândit momentul. El a văzut că presa este afară acolo la sediul din șoseaua Chiselev. Amușinează să vadă e vreun alt lider care să dea declarații în direct. Dacă nu e nimeni, o zbughește pe scări în jos și... Râzește fasolea ca în filmele italiene cu Alberto Sordi și face și el declarații. Ăștia vor conduce România. Marian Oprișan, Nicușor Constantinescu, alții baronii și ciocoi roșii. Ăștia vor conduce România împreună cu baronii ciocoi portocalii al lui Emil Boc. Deci, asta e reforma clasei politice din România. E posibil, va lua Dumnezeu mințile. Scoateți în Parlament oameni de mare valoare, un martir condamnat la moarte pentru cauza națională, Ilie Ilașcu, și băgați pe Brânză, William Brânză, care a dat cu bani în popular. Brânză e pentru diaspora. Și aiurea e pentru business al lui, domnule. Vezi de treabă. Păi ăsta a fost la noi, domnule. În 2004. A, n-a fost, dar ce eu auzisem de el, a băgat echipa lui Luciontu, pe bani grei. A dezertat la aia lui Băsescu, prieten cu Elena Udrea. Numai pe afaceri sunt ăștia, domnule. Sunt putre de bogați. Intră ungurul ăla cu 34 de voturi. Și nu intră marele doctor Constantin Găucan, nu intră marele avocat Lucian Bolcaș, nu intră Gheorghe Funar, intră Marco Bela, care cere sfârtecarea teritorială a României. Cât credeți voi că ține porcăria asta? Cât crezi tu, Băsescule, că ține atentatul ăsta la nervii poporului român? Te crezi prea șmecheri? Te anunț că ți s-a sfârșit cariera, băiete. E, abia acum începe cariera domnului Băsescu. Da, la Balabuc, sigur că da. Acum, la Jilava începe o carieră de piatră, călătorie sprâncenată. Te-ai luat de singurul om de care nu trebuia să te iei. Adică dumneavoastră. Și ți s-a înfundat. Și știi care va fi cea mai mare tortură, dragă trăienică, la pârnaie? Să-ți dăm pește sărat și să nu-ți dăm băuturică. Da, auziți? Să mor de sete. E o glumă asta, un pamflet, dar apropo de pușcăria dumneavoastră a mafioților, ați mai construit ceva la ea? Știți că ați avut nu, un domnule, proiect că aici? Nu, domnule, că omul care trebuia să o construiască, sărmanul om, a dezertat și el, a trecut și el la PDL între timp, nu știu cine l-a amăgit, și a murit acum o lună, domnule. Da, ar fi candidat la Botoșani. Îmi pare rău de el, era un inginer de valoare. Paul Ionescu era nepotul lui Mitică Dragomir. Băiat tânăr de 52-53 de ani. A murit de inimă, așa rău mi-a părut. I-am trimis o coroană de flori cu tricolor. Nu mi-a părut rău că a crezut că intră mai ușor în Parlament cu ăștia. Asta este situația. Dar uite, n-a avut șansă. Dar ați făcut o statistică câți v-au trădat până acum? Câți ați făcut oameni ați băgat în Parlament de la Revoluție încoace? Domnule, acum sunt toți. De fapt, știți că aveți mulți oameni în Parlament acum. Cred că erați la putere. No. Cât sunt foști peremiști? Afară. Sunt mai mulți. Sunt lichele aia care au intrat acolo. Nu vreau să dau nume. Lichele, vreau să spun lichele, așa. Da, domnul Diaconescu, cine mă trădează pe mine, o trădează pe Tasu, domnul. Arăt eu un om care cere cuiva ceva, îi le datorez eu ceva, ai fi auzit de ei dacă nu-i băgam eu în Parlament? Auzeai? Niciodată. Nu, și atunci.